Salut și bine te-am regăsit! Eu am revenit mult mai odihnit, iar în episodul de astăzi îți prezint două videointerfoane IP Hikvision cu POE ce pot funcționa chiar și fără monitoare cu ajutorul aplicației Hik-Connect. Cred că te-ai obișnuit deja cu mine, nu uita, am produsele în descriere pentru tine. Facem și un test pentru că am deja un videointerfon configurat pe aplicația Hik-Connect. Videointerfoane cu butoane de la Hikvision. Urmează un unboxing pe cele două videointerfoane TCP-IP cu alimentare prin POE de la Hikvision sau alimentare la 12V în cazul în care îți dorești să treci acest videointerfon pe modul Wi-Fi. Începem cu prima cutie. Videointerfonul de la Hikvision. Așa arată fața videointerfonului. Este confecționat în totalitate din plastic, un plastic sidefat gri în combinație cu un plastic negru lucios, care îi oferă un design modern. Buton de apelare, cititor de carduri, camera videointerfonului este o cameră Full HD, microfon, iar aici găsim în spatele videointerfonului unde avem prinsă o plăcuță cu două șurubele mici, pe care trebuie să o desfacem dacă dorim să-i facem alimentare prin POE sau alimentare la 12V. Aici avem butonul de tamper anti-efracție. Acest buton te ajută în cazul în care ai fixat videointerfonul în locația dorită, iar un hoț vrea să-l smulgă cu putere, acesta va declanșa alarma. Așa arată lateralul, nu este nici gros, nici foarte subțire, este decent, spun eu. Hai să vedem ce mai găsim în pachet. Un card mifare. Aici se află plăcuța de prindere, care este din metal. Un template care ne ajută să facem o instalare mai rapidă. Mufele necesare pentru a conecta acest videointerfon cu monitorul și cu alimentatorul. Șuruburi de montaj. O șurumeliță în cruce și o cheiță imbus pentru a desface acest șurubel de aici din spate. Iei placa de prindere și o introduci chiar aici prin culisare. După ce ai făcut acest lucru, iei cheița imbus, cred că este o cheiță de 2, și prinzi ușor și ai reușit să fixezi videointerfonul pe stâlp. Nu-ți fă griji, acest manual cu instrucțiuni îl vei găsi în cutie. Cu ajutorul acestui manual vei putea face instalarea și configurarea mult mai simplu. Oricum, eu îți recomand să configurezi acest videointerfon cu ajutorul unui laptop sau PC. Să trecem acum la cel de-al doilea videointerfon. La fel, o combinație din plastic, dar este mai greu. Combinație de plastic gri-sidef cu negru lucios, care arată foarte modern. Uite ce bine că am desfăcut-o, deoarece această carcasă este confecționată, se pare, din aluminiu. Viitorul sună bine, cu un Hikvision lângă tine. Cititorul de carduri, butonul de apelare. Aici avem o zonă în care vă puteți trece și numele de familie, avem camera Full HD și microfonul. Întoarcem pe spate și aici găsim două rele. O să vedeți exact în schema acestui videointerfon pe care o găsiți pe site-ul nostru, la fișa tehnică a produsului. Acolo veți găsi toate lucrurile necesare pentru a putea conecta acest videointerfon. Are un plastic care se desface. Bun. Și această carcasă gri se scoate de aici. Și videointerfonul rămâne cam așa. Butonul de apelare, care este chiar aici. Punem această carcasă la loc. Un card de acces. O țiplă în care găsim foarte multe șuruburi. Găsim un template pentru a putea instala mai simplu acest videointerfon pe stâlp. Găsim un manual cu instrucțiuni, la fel ca și la primul videointerfon. Uite-l chiar aici. Aceasta este o șurubelniță în cruce micuță. Șuruburi de montaj. O cheiță de 2 imbus și încă alte 4 șuruburi cu filet. Cam asta conține pachetul și acum să trecem la lista cu specificațiile acestor videointerfoane TCP-IP cu alimentare prin POE de la Hikvision. Ce ziceți? Fratele mai mic și fratele mai mare. Fac parte din aceeași familie mare, ce se numește Hikvision. Videointerfoanele Hikvision au cameră video Full HD cu senzor de 2 megapixeli. Acestea funcționează și pe bază de carduri de acces mifare. Sunt dotate cu tamper antisabotaj și suportă rețea 2.4 GHz pe conexiune Wi-Fi. De asemenea, se pot conecta și prin POE sau prin alimentare directă la 12V continuu. Indice de protecție IP65, deci sunt foarte rezistente la intemperii. Sunt dotate cu microfon, iar prin intermediul aplicației mobile Hik-Connect poți vorbi și asculta interlocutorul. Mai multe detalii despre aceste videointerfoane găsești la fișa tehnică a produselor pe care le găsești pe site-ul nostru în descrierea acestui video.
Bineînțeles, dacă nu ești sigur de alegere, colegii noștri de pe centrală te pot îndruma către achiziția finală. Și acum nu ne rămâne decât să le conectăm prin POE, adică prin cablu de internet, prin care avem și date de net și alimentare, pentru a le putea porni. Nu uita că pentru alimentare POE ai nevoie și de un switch POE. Găsești în descriere tot ce ai nevoie. Ia fi atent aici! Uite ce trebuie să faci. Fie că ești instalator sau nu, ai nevoie de un laptop pentru a configura aceste device-uri. Instalezi softul de configurare Hikvision SEA de pe Tool, îți las un link către soft în descriere. Ține minte asta, în descriere îți pun totul la dispoziție. Din câte se vede, apar două device-uri. Unul dintre ele este configurat, celălalt apare cu inactiv. Le-am lăsat intenționat astfel. Dacă navigăm pe IP-ul interfonului inițializat, observăm că este disponibil pentru aplicația Hik-Connect. Instalez acum pluginul pentru a putea vizualiza imaginea de pe videointerfon. Hai să îl configurăm pe cel de-al doilea. Este un tutorial destul de interesant, înveți ceva de aici. În momentul de față, se vede că este inactiv. Îl activez prin creare de parolă. Introduc parola de două ori, apoi selectez Activate. Mai sus dau bifa și activez serviciul DHCP. Prin serviciul DHCP, device-ul nostru primește un IP aleatoriu cu ajutorul routerului nostru din locație. Nu uita să introduci parola pentru a salva aceste setări. Acum navighez pe IP-ul interfonului în browser. Eu aleg Edge. Navighez în secțiunea Timp și setez timpul după calculator. Foarte important, fusul orar să fie pe Atena București. Aici salvez tot. La mine este puțin diferit. Aici trebuie să modific la DNS. Tu nu trebuie să faci acest lucru. După ce am făcut asta, merg la secțiunea Avansat și dau bifa pentru aplicația mobilă Hikonect. Dacă nu ai instalat aplicația pe telefon, este timpul să o faci. O parolă de criptare este ideală. Asta doar tu o vei cunoaște pentru adăugarea videointerfonului pe aplicație. A sosit timpul să scanezi codul QR de pe spatele device-ului. Mergem înainte cu tehnologia. Cât de bine sună asta! Adăugăm și salvăm. Aici se află interfonul. Hai să facem testul. Da? 10? După cum vezi, nu este nimic greu, dar trebuie să ai ceva cunoștințe de calculator și ceva din rețelistică. Atât pentru astăzi. Ne revedem data viitoare în alt episod. Te salut! Da.